Bineînțeles, frați mei, prieteni mei, care au venit acum în mare bucurie, am găsit timp să fim împreună. Și cei care au venit astăzi pentru prima dată, vreau să spun, bine ați venit, încă continuăm cu subiectele pe care noi am avut. Am avut anumite subiecte care a fost foarte greu, dar slavă Domnului, Dumnezeu a fost împreună cu noi. Amin? Amin. Și acum, în seara aceasta, vreau noi încă o dată să intre încă o dată în subiect care este greu, dar nu greu de înțeles, dar greu de primit. Adevărul trebuie să rămână adevărul. Amin, frații mei? În această timp, noi trebuie să știm că noi, subiect pe care l-am studiat toată timpul aceasta a fost Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6, până la versetul 15. Și am descoperit că există prima și a doua și a treia solia îngerești. Și când am învățat lucrurile aceasta, am descoperit că Dumnezeu a dat prima solia îngerești, ca noi să fim mântuiți. Amin, frații mei? Și când El a dat prima venit, prima solia îngerești, a zis, am văzut un alt înger zbura în mijlocul cerului, are Evanghelia acum, fește, ca să o propovăduiește toți locuitorii pământului. Și El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați slava, că a venit ceasul judecata lui. Te rog, fratele meu, citește această puncte pe care vreau să citești aceasta. Vreau să spun pentru toți oamenii care sunt aici, încă o dată, dacă v-a găsit timp să luați această carte, cine a citit capitolul 35 ieri seara? Oh, mă bucur, cineva a făcut. Este cineva care a citit capitolul 35? Uitați, oamenii nu face temă. Asta e problema mare. Dea oamenii temă și ei nu face. Ok. Dacă v-a găsit timp, vă rog, citiți. Acum eu vă spune, citiți de la capitolul 22 până la ultima capitol. Va fi foarte important pentru noi să știm unde noi suntem și unde noi mergem. Amin? Vreau în această timp, acum vreau să citesc numai una dintre pasaje din capitolul 28, care vorbesc despre judecată. Este cartea foarte gratis de la Ellen White. Și vreau să recomand orice persoană care vrea se găsește pe piață, oriunde, unde găsește cartea care se numește de la Ellen White, lua și se citește. Eu știu, există alți oameni care spune, vai, această femeie a avut schizofrenia și după aceea a avut problemele cu tare, cu tare, cu tare. Știi ce? Dacă schizofrenia putea să face pe cineva să scrie așa cartele importante, eu vreau să aibă schizofrenie. Ați înțeles aceasta? Dacă schizofrenia pot să face pe cineva să vorbesc despre sănătate. Toate puncte de sănătate pe care am citit, am citit din cartea lui Ellen White. Atunci a fost cel mai bun schizofrenie. Numai că a ei este diferit de schizofrenia pe care noi vedem astăzi. Nu știu dacă m-ați înțeles, frații mei. Ok, vreau să spun, să nu ascultați mai mult de cel care nu mai critică, care încă nu a studiat. Biblia a dat nouă foarte bun metodă. Prin roadele vei cunoaște. Capitolul Matei, capitolul 7, versetul 16. Hai să citim împreună. Matei 7, versetul 16. Matei, capitolul 7, versetul 16. Ce spune Biblia? Pentru că asta este metoda pe care noi putem să vedem dacă cineva este corect sau nu este corect. Dacă merge la cineva care nu-i place de el, se spune, cum este Botă? Oamenii zic, ai spus, tu ești prietenul lui Botă. Vai de capul tău. Pentru că asta este un om așa, așa, așa. Problema este, ai mers la cineva care nu-i place de Botă. Dar dacă merge la soția lui, se întrebe, cum este Botă? Vai! Ce drăguț! N-am văzut nimeni sub soare ca și el. Și? Pentru că ai întâlnit cu cineva care iubește pe el. Dacă nu vrei să asculte de la dușman sau de la iubită, atunci du-te și se vede cum este Botă. Prin roadele vei cunoști. Biserica, amin? Asta este cel mai bun. Și eu spun, du-te să citești. Dacă este vorbit despre istoria, verifică cu istoria. Amin? Și după aceea ai verificat cu istoria. Dacă nu este, aruncă. Dacă este adevărat, aleluia. Amin, frate. Asta este metoda pe care eu am folosit și până în ziua de astăzi am căutat, am citit, încă nu am găsit greșeală.
dacă ați găsit, te rog să-mi dai mie. Amin? Amin, amin, amin. Biserica, amin. Am dat numai aceasta. De ce? Pentru că Ellen White spune, haideți înapoi unde? La Biblia. Aici există capitolul 3 care spune Biblia și numai Biblia. Amin? Unde este Scriptura, apărarea noastră sigură? Mergeți înapoi la Biblie. Așa spune femeia aceasta. Mergeți înapoi la Biblie. Noi spunem, era proroc, dar ea nu spune este proroc. Nu știu dacă v-ați înțeles aceasta. Ea nu spune este proroc. Ea spune sunt numai mesager lui Dumnezeu. Dar mesajul ei pe care ea spune, spune, mergeți înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Mergeți înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. De aceea când am vorbit aici, am ridicat cărțile aceasta și am zis acum noi studiam din cartea asta. Nu! Am mers înapoi unde? Unde am citit, fratele? Unde? La Biblie. Ca noi să înțelegem că în Biblie, acolo este adevărul nostru. Și slava Domnului! Fetele care vreau să știu cum pot să îmbraca, dacă intră în cărțile pe care ea scrie, foarte frumos. Solica către tineri. Unde? Mesaj care vorbesc despre ce trebuie să fii făcut de tineri, cum ei trebuie să umblă, cum trebuie să îmbracă, la ce prieteni, toate aceasta lucruri. Cei care cu familia sunt ca aproape da? Cautați cartea care este numit Camino Adventist. Și să citim de acolo. Va spune ce trebuie să face bărbat, ce trebuie să face femeia, ce trebuie să face copii, cum trebuie să adunăm împreună la rugăciune. Lucruri frumos, puteți să vedeți. Cei care vor să știe calea către Hristos. Foarte simplu. Există cartea care se numește Calea către Hristos. Cine a citit aceasta? Alo? Cine? Cine? Oh, există mulți oameni care știu. Dacă ai citit Calea către Hristos, este concisă. Acum nu mai am suficient cuvintele românească. Dar vorbesc despre cum noi putem să mergem înapoi la Dumnezeu. Dar întotdeauna mergem înapoi și spunem, uitați ce este scris în verseta aceasta. Uitați ce este scris în verseta aceasta. Amin? Unii spune, dar cum? Cum pot să fii femeia și să fii proroc? Trebuie să fii bărbat. În primul rând, numai bărbat a fost proroc? În Biblie? Răspunsul este nu. Ana era bărbat? Nu. Fiicele lui Filip era ce? Tot era femeie. Nu știu de-aia v-ați înțeles. Acum subiectul meu nu este despre ele noi. Am vrut numai să spune merita să ascultăm ce este scris. Să comparăm adevărul. Ce spune Biblia? E în cartea lui Matei, capitolul 7, versetul 16. Da? Te vei cunoaște după roadele lor. Vei cunoaște după ce, frate? După ce? Roadele lor. Cu alte cuvinte. Înainte să citește despre critic lui Ellen White, citește cel puțin o carte. Și după aceea se vede dacă este adevărat. Dacă nu este adevărat, aruncă la gunoi. Amin? Dar dacă este adevărat, puteți să spune, asta merită să fie ascultat. Amin, frate? Oare, am vorbit lucrul acesta, dar noi nu mai să știm unde noi putem să mergem. Atunci vreau să citesc numai un pasaj, singur pasaj, despre acest lucru. Biblia spune că ce a venit ceasul judecațiile lui. Ce este scris? Aha. Când cărțile cu rapoarte sunt deschise la judecată, da, viața tuturor acelora care au crezut în Iisus trece prin fața lui Dumnezeu. Mulțumesc! Începând cu aceia care au trăit la început pe pământ, aha, apărătorul nostru prezintă cazurile fiecarei generații. Dar cine este apărătorul nostru? Cine? Domnul Iisus Hristos. Da? Unul după altul. Unul după altul. În judecată. Fiecare cu cei vii. Right? Fiecare nume este amintit. Fiecare nume este, cum frate mei, amintit. Fiecare caz este cercetat cu atenție. Ei. Nume sunt primite și nume sunt respinse. Da. Dacă mai sunt păcate rămase în cărți de care oamenii nu s-au pocăit, atunci, și nu sunt iertate, aha, numele lor sunt șterse din cartea vieții. Ei. Iar raportul faptelor bune este șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu. Frate mei, am vrut numai noi să înțelegem. Judecata are loc pentru fiecare persoană în mod personal. Amin? În mod singular, nu știu dacă este corect, singular, personal, nu știu. Personal. Trebuie să știm, frăți mei, înaintea lui Dumnezeu, noi nu mergem împreună cu predicatorul nostru. Se spune, Doamne, judecă pe mine, dar acum eu vreau să
fiu împreună cu predicatorul nostru. Și te rog, Doamne, începe cu el și după aceea să vină la mine. Dacă te rog, Doamne, de mine am fost prietenul lui. Nu! La Dumnezeu este în fiecare trebuie să fii judecat după faptele lui. Amin? Oare adevărul aceasta este biblic? Ce spune Biblia în cartea lui 2 Corinteni? 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Urmăriți-mă cu mare atenție. Căci a venit ceasul judecata lui. Ce spune Biblia? 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Aha. Căci toți ești? Trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Ești? Pentru ca fiecare să-și primească răsplata. Aha. După binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Biserica, amin? Amin. Biblia spune în fiecare trebuie să fim făcut înaintea scaun de judecată lui Dumnezeu. Și orice persoană se primește răsplata după ce el a făcut. Fie bine, fie cum, frații mei. A venit ceasul judecată lui. Ecleziastul. Ecleziastul, capitolul 12, versetul 13 și versetul 14. Hai să citim împreună. În această timp noi trebuie să înțelegem cum noi putem să trăim în această timp. Avem judecată în fața noastră. Unde este Domnul Iisus Hristos, frații mei? Unde? Unde este Hristos? Unde? În cer. Ce face Hristos în cer? Mijlocește pentru cine? Pentru noi. Biserica, amin? Uitați ce spune Biblia, haideți. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Da. Temete de Dumnezeu. Temete de Dumnezeu. Păzește poruncile Lui. Păzește poruncile Lui. De ce? Și asta este datoria oricărui om. Ești. Căci Dumnezeu va aduce orice fapte la judecată. La judecată. Aha. Și judecata aceasta da. Se va face cu privire la tot ce este ascuns. Adică? Fie bine. Fie bine. Fie rău. Fie rău. Biserica, amin? Amin. O întrebare este aceasta, frate. Ce tu ai făcut astăzi? Oare sunt reamintit în ceruri de asta, nu? Lucrurile pe care tu ai făcut. Dumnezeu încă știe de lucrurile pe care tu ai făcut astăzi, de asta, nu? Răspunsul este da. Și întrebarea este, lucrurile acestea sunt registrate sau nu sunt registrate? Am pierdut pe oameni aici. All right. Bine ați venit, fratele Iuni. Mă bucur. Ascultați-mă, frații mei. Întrebarea este, Dumnezeu registrează toate lucrurile de asta sau nu? Spuneți-mi, frații mei. Răspunsul este da. Dacă El registrează toate lucrurile atunci în fiecare persoană, trebuie să da, cum se zice, a socoteala pentru orice lucru pe care El l-a făcut. Fie bine, fie rău. Dar ceva interesant este aceasta. Pentru judecata să aibă loc, ce trebuie să fie în centru? Legea a cui, frații mei? Amin. Dumnezeu vine să spune golf. Tu să spune, da, Doamne, sunt aici. Tu mă iubești? Și eu să spune, da. Dar hai să vedem raport. În fiecare persoană care este aici, frații mei, are îngeri care lua notițele de orice lucru pe care tu faci. Amin, frații mei. Fie bine, fie rău. Raportul aceasta este dat înapoi la Dumnezeu. Și de ce Dumnezeu include îngeri? Se vede ce noi facem. De ce? Pentru că în cerul a căzut o treime de îngeri din cer. Și acum Dumnezeu folosește celălaltă îngeri care a rămas ca și ei să vede că Dumnezeu este drept. Amin, frații mei? De ce Dumnezeu ține raport în cer? Oare Dumnezeu să uită? Nu! Dumnezeu nu uită! Dumnezeu întotdeauna, ieri și azi și mâine, sunt așa foarte clar înaintea Lui. Dar El știe, îngerul trebuie să știe că Dumnezeu este corect. Biserica, amin? De aceea Dumnezeu spune, trebuie să există judecată. A venit ceasul judecata Lui. Nu numai aceasta. În biserică întrebarea este, toți oamenii sunt curați, da sau nu, spuneți bine. Răspunsul este nu. Oare nu există neghina și griu? Există, da sau nu? Răspunsul este da. Acum, dacă există griu și neghina, cum pot să mântuiască pe cineva și să face pe cealaltă să fie pierdut dacă nu există judecată? Dumnezeu spune, judecata trebuie să aibă loc ca să fie despărțit neghina și griu. Vreau noi să înțelegem, frate. Dumnezeu abia așteaptă să vede pe noi mântuit în împărăția Lui.
dar el nu pot să face riscul de a lua pe cineva care nu este gata să asculte glasul lui Dumnezeu în cer. Mai bine să înțelegem, frate. De aceea Dumnezeu spune, acum a sosit ceasul judecată. Și mesajul lui este, să nu uitați, dacă acum a venit ceasul judecată, în cerul avem un mare mijlocitor nostru, amin, frate mei. Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos, cel neprihanit. Este timp pentru noi acum să trimitem păcatele noastre la Hristos. Când noi trimitem păcatele noastre la Hristos, atunci noi suntem iertați astăzi. Amin, frate mei, astăzi. Dar depinde de tine. Depinde de mine. Dacă noi vrem păcatele noastre să fie iertate. Haideți mai departe. În cartea lui Matei, capitolul 12. Matei, capitolul 12, versetul 35 și 6 și 37. Ce spune Biblia despre judecată care are loc în cer? Am spus, judecată are loc și ce este folosit de Dumnezeu este legea lui. Biserica, amin? Legea lui? Ce spune Biblia? Haideți. Vă spun că în ziua judecății, da? Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Mai bine să spune așa, frate. La anumit timp, noi suntem foarte, cum să zice, relaxați la vorbire. Orice lucru care vine în cap, aceasta trebuie să fie vorbit. Să nu uitați. Înaintea lui Dumnezeu, orice persoană trebuie să dea socoteală pentru orice cuvânt care a ieșit din gura ta. Fie bine, fie. Nu-mi place de persoana aceasta este înregistrată. O, persoana aceasta, fai, este ce mai... Eu mi-e scripă de persoana aceasta. Este scris. Moment când tu vorbești cuvintele prost, este scris. Moment când tu folosești cuvintele tale pentru a ajuta pe cineva ca să fii mântuit, și aceasta este scris, biserica, amin? Pentru că Dumnezeu nu scrie numai lucrurile care sunt rele. Și lucrurile care sunt bune sunt scris în cartea de aducere a minte, biserica, amin? Și Dumnezeu vrea ca noi să fim mântuiți, dar să nu lua orice persoană în împărăția aceea. Isaia 50, Psalm, Biblia spune aici, prin cuvintele tale vei fi scos fără vine și prin cuvintele tale vei fi, cum frații mei, judecat, osândit. Eu știu astăzi, noi am uitat ce noi am vorbit săptămâna trecută. Alo? Cine aici știe ce a vorbit săptămâna trecută? Cine știe? Cine știe ce a vorbit luna trecută? Ok, cine știe ce a vorbit anul trecut? Ok, cine știe ce a vorbit 10 ani trecut? Am uitat, da? Dar nu la Dumnezeu. Nu știu dacă m-ați înțeles, frate mei. Am pierdut, pe arms, ochii la mine. Ascultați-mă, frate mei. Ce noi trebuie să înțelegem este aceasta. Cuvintele noastre, de ce Dumnezeu vrea să judecă pe noi prin cuvintele noastre? Pentru că, versetul 34, Biblia spune-o, pentru că din prisosul inima vorbește ce? Gura. Gura vorbește ce este bagată aici înăuntru. Alți folosește cuvintele lor, se pacalește pe alți oameni. Acum este numit, tu ești deștept, dacă tu poți să pacalești pe cineva. Și ei spune, cel care a fost pacalit a fost prost. Dar cel care a pacalit pe cineva este deștept. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea este, de unde ai găsit această pacalere? Și Ioan, capitolul 8, versetul 44, Biblia spune, voi sunteți ai tata vostru, cine? Diavol. El este mincinos și tata minciunilor. Cu alte cuvinte, satana, lucrarea lui, meseria lui, este să păcălește pe oameni. Ascultați, fetele. Vreau lucrurile acestea să fie foarte clar. Dumnezeu cere de la noi ca noi să fim gata să umblăm împreună cu El. Amin, frații mei. Amin? Pentru că ce El a făcut, lucrarea Lui, faptul că El a murit pentru noi, a murit pentru noi ca noi să fim mântuiți în împărăția Lui. Asta a fost scopul Lui. Scopul Lui niciodată nu a fost ca noi să fim pierduți. Nu! Dumnezeu a vrut ca noi toți să fim mântuiți. Biserica, amin? Haideți în cartea Lui Psalm. Psalm, capitolul 56. Versetul 8. Oare Dumnezeu scrie și lucrurile pe care noi am făcut bine? Ce scrie Biblia? Da? Psalm 56, versetul 8.
numeri pașii vieții mele, tu numeri pașii vieții mele. Pune lacrimile în burduful tău. Pune lacrimile meu în această butilie al tău, Doamne. Nu sunt ele scrise în cartea ta. Oare lucrurile acestea nu sunt scrise în cartea ta? Cu alte cuvinte, în cerul, când judecata are loc, cartele sunt cum, frate mei? Alo. Cartele sunt cum? Deschise. Dumnezeu nu judecă pe oameni aiurie, nu! Judecă pe oameni după ce nu este scris în faptele, ci în cartele, după faptele tale. Fie bine, fie cum, frate mei. Mai bine să spun la predicator. Predicator, ai grijă. Pentru că prin cuvintele tale, cineva poate să fie pierdut. Atunci la judecată, nu vei sufera numai pentru păcatele pe care tu ai făcut și influența pe care tu ai dat la cineva. Nu știu dacă m-ați înțeles. Și cu rezultate care are, cum să zice, care are coada de rezultat. Efect. Dumnezeu spune, am murit pentru oamenii aceasta și vreau toți să fim mântuiți în împărăția. Lucrarea noastră ca predicatori este să spune, frați mei, haideți înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Amin? La anumit timp oamenii, știi ce? Predicatori trebuie să știi, la anumit timp oamenii sunt încăpățânați. Dar chiar dacă ei sunt încăpățânați, noi să nu fim încăpățânați împotriva lui Dumnezeu. Amin? Pentru că Ilie, în timpul lui Ilie, aproape numai Ilie a rămas. Și toate tribul lui Israel a rămas, cum să zicem, împotriva lui Dumnezeu. Și Ilie a zis, Doamne, numai eu am rămas. Întrebarea este, Dumnezeu a lucrat minune prin el, da sau nu? Dar de ce Ilie nu a spus mai bine să mergă împreună cu alți oameni? Fetele. Știi ce? Totdeauna când vorbesc, nu vreau, cum să zice, cineva să vorbesc. Pentru că eu știu în această timp, Satana caută să vede pe cineva să fie pierdut. Dar vreau, fratele, în această timp, noi să punem ochii noștri ca pe Hristos, pentru că El este mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Păcatul lumii. El abia așteaptă să vede pe noi mântuit împărăția lui. Faptele noastre bune sunt scris în cartea de aducere a minte. Amin, frații mei. De ce este scris în cartea de aducere a minte? Pentru că lucrurile pe care tu ai făcut bune, Dumnezeu trebuie să registreze. Amin? Și lucrurile pe care tu ai făcut rele, și aceasta trebuie să fie registrat. De ce? Pentru că trebuie să există un raport de viața ta. Dar există vestea bună. Avem mijlocitor în cerul. Amin, frații mei. Pe Domnul Iisus Hristos. Când noi astăzi mergem înaintea lui să spunem, Doamne, iartă-ne, am vorbit lucruri care nu trebuia să fie vorbit. Dumnezeu scrie aici, la numele tău, cuvintele aceasta, iertați. Amin, frații mei. Păcatele sunt acolo, dar sunt cum, frații mei? Sunt cum? Iertați. Și la sfârșitul de toate, când Hristos vor iese în locul Sfânt al Sfinților, atunci toate păcatele vor fi cum, fratele, șters. Biserică, amin? Când va fi șters, tu rămâi curat. Și în aceasta timp nu va fi numai șters din cartele cerească. Va fi șters și din mintea ta. Biserică, amin? De ce? Pentru că Dumnezeu nu va vrea ca tu să continui să reamintești de lucrurile păcatele pe care tu le-ai făcut. De aceea, frații mei, mesajul este, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Că ți-a venit ceasul judecata lui. Mesajul lui Dumnezeu este aceasta. Gândiți-vă despre lucrul acesta. În cartea lui Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 12. Ce este scris acolo? Apocalipsa, capitolul 20, versetul 12. Vine Domnul Iisus Hristos în curând. Ce spune Biblia? Aha. Și-am văzut pe morți, da, mari și mici, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Da. Niște cărți au fost deschise. Da. Și a fost deschisă o altă carte. Adică? Care era cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Biserica, amin? Cu alte cuvinte, dacă eu am murit, atunci am scăpat judecata. Da sau nu? Nu am scăpat! Judecata încă are loc. Știi de ce are loc? Pentru că există ziua înfierii. Amin? Există ziua înfierii. Ce Dumnezeu cer de la noi este ca astăzi, când inca ușa de har este deschisă, astăzi să fim gata, se mărturisim toate păcatele înaintea Domnului Iisus Hristos. Apocalipsa 3:8. Ce spune Biblia? Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8.
În această Apocalipsa 20 cu 12 Biblia spune, cartea a fost deschis și alta carte vieții a fost cum fratele deschis. Cu alta cuvinte, există carte și există alta carte. Care este numită cartea? Vieții. De aceea pot să spun, fratele, orice persoană care este aici trebuie să registreze numele lui în cartea vieții. Haideți mai departe. Aha. Știu faptele tale. Știu faptele tale. Iată. Iată, da. Ți-am pus înainte o ușă deschisă. Da. Pe care nimeni nu o poate închide. Da. Căci ai puțină putere. Da. Și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Da. Cum? Am pus ușa cum, frate mei? Cum? Deschisă. Pe care când este deschisă, nimeni nu poate să se închide. Frate mei, vreau în această timp noi să înțelegem. Ușa de har este deschisă, dar nu va rămâne deschisă pentru totdeauna. În curând va fi cum, frate mei? Închisă. Dar rugăciunea mea este aceasta. Când va fi închisă, să fie închis, când tu știi, numele tău este scris în cartea vieții. Dar pentru numele tău să fii scris în cartea vieții, tu aici pe pământ trebuie să asculte toate ce El a spus. Dacă m-ai iubit, Ioan, capitolul 14, versetul 15, veți păzi poruncile mele. Și poruncile mele nu sunt cum, frați mei. Nu sunt grele. Ci Dumnezeu spune numărul 1 până la 10 din Exodul, capitolul 20. Și se vede unde tu greșești. Asta este standardul de judecat. Biserica, amin? Amin. Iacov, capitolul 2, versetul 12. Iacov, capitolul 2, versetul 12. Haideți împreună. Ce spune Biblia? Aha. Să vorbiți, să vorbiți și să lucrați, și să lucrați ca niște oameni ca niște care, care să fie judecați pe o lege a slobozeniei. Biserica, amin? Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care va fi cum frate mei. Iar dur pe voi. Alo, 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 alo. Care vor fi cum? Judecați. De aceeași lege ai slobozenii. De aceea am spus, mergeți la Exodul capitolul 20, verifică încă o dată. Doamne, unde greșesc eu? Și Dumnezeu spune, după ce tu ai verificat aceasta, să știi că judecata va fi după lege. Pentru că aici pot să fie văzut fie bine, fie rău. Nu știu dacă m-ați înțeles. Lucrurile care sunt bune și lucrurile care sunt rele sunt văzute prin faptele tale. Poliția în România va pune pe cineva în închisoare după faptele lui. Nu este așa? Alo, frate? Pot să vine să spună, tu ești alt. Cred că tu ești moț. Haideți închisoare. Așa face oameni poliția în România? Nu! Sau toți negri sunt hoți? Hai să nu am, am găsit pe tine. Haideți să pune pe tine în pușcărie. 20 de ani. Nu există așa ceva. El spune după faptele. Amin, frate mei. Amin? Și Dumnezeu spune după faptele. Noi suntem mântuit prin har, prin credință, dar e judecat după faptele. Nu știu dacă m-ați înțeles. Repet. Suntem mântuit prin har, prin credință, dar e judecat după ce? Faptele noastre, după lege. Dumnezeu vrea ca noi să fim mântuiți în Palația Lui. Uitați, frate mei, alți pune întrebare, frate, da, da, dar versetul 10, ce spune Biblia? Versetul 10? Hai să citim împreună, versetul 10. Aha. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, atunci, se face vinovat de toate. Oare Dumnezeu este clar, frate? Este clar? Da sau nu? De ce El pune lucrul acesta foarte clar? Ca nimeni să nu spună, uite, uite, nu am știut. Dumnezeu spune, dacă calcai o singură poruncă, tu ești vinovat de câte? Rugăciunea mea este aceasta. Ineu trebuie să fie mântuit. Inclusiv boxing. Amin? Vreau noi să înțelegem, frate mei. Dumnezeu vrea ca noi să fim mântuiți în Împărația Lui. El cere ca noi în această timp să căutăm pe El câte vreme pot să fie găsit. De ce? Pentru că va veni un timp când El nu mai pot să fie găsit. Și cine va pune întrebare? Frate, dar ce se întâmplă dacă eu am murit? Eu am murit? Am plecat deja în rai? De ce trebuie să fii judecat? Ok, în primul rând, pentru noi să înțelegem lucrurile aceasta. Merge fratele meu în cartea lui Geneza. Geneza, capitolul 2, versetul 7. Geneza, capitolul 2, versetul 7. Ce se întâmplă cu cineva care a murit?
Când cineva a murit, intră în ceruri. Când cineva a murit, intră în iazul de foc. Ce spune Biblia? Hai să citim împreună. Aha. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Nu este înțeles foarte clar. Mai bine să spun așa, frate.
scrisoare de viață. Și Biblia spune: farina plus suflet egal cine? Suflet fiu. Asta este suflet fiu. Dar când suflarea de viață du-te înapoi, nu mai este și țarina întoarce la ce? La țarina. Atunci omul este cum? Mort. Cine a înțeles pe mine? Mulțumim. Dacă așa este, trebuie să înțelegem, frate, la început, înainte să fie făcut omul, nu era om. Înțelegeți românește voi? Înainte să fie făcut omul, nu era om. Și omul nu este făcut doar prin suflare de viață. Nici nu este făcut doar prin ce? Țarina pământ. Are nevoie de două elemente. Țarina și ce? Suflare de viață. Atunci la moartea, atunci amândoi trebuie să fii cum fratele. Despătit. Atunci aceasta e gaun mort. Dacă omul este mort, atunci el știe câte lucruri. Cine a înțeles pe mine? Ecleziasul capitolul 9, versetul 5 și 6. Ce spune Biblia? Ecleziasul capitolul 9, versetul 5 și versetul 6. Trebuie să înțelegem, frate mei, am luat de la creațiune, acum hai să vedem ce spune Biblia. Aha. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri. Da. Dar cei morți nu știu nimic. Da. Și nu mai au nicio răsplată. Fiindcă? Fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, da. De mult au și pierit. Da. Și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Biserica, amin? Amin. Oamenii morți știe câte lucruri, frate mei, câte? Nimic. Și pastor, dacă va mâine, nu știe nimic. Nici deset? Și corpul, și cura. Nici cor nu va suna. Biblia spune, cei morți nu știe câte lucruri, frate mei. Nimic. Și Biblia spune, dragostea lor, și ura lor, și pisma, tot să fie cum, frate mei. Pierd, n-au nicio, cum se zice, negătura cu celor care sunt de vii. Amin, frate mei. Ei sunt morți. Ok. Versetul 10. Ce spune Biblia? Vrem să vedem dacă Dumnezeu are același linie de gândire. Să nu uitați, am spus că Dumnezeu nu există două tipuri de gândire. Numai are o singură linie. Amin? Cu alte fiind de mesaje, nu cu privire la starea morților, este una, nu două. Pentru că unii spune că persoana care este mort este mort, alții spune că persoana care este mort nu este chiar așa de mort. Ce spune Dumnezeu? Hai să citim, da? Tot ce găsește mâna ta să facă, fără cu toată puterea ta. Când? Stop. Când? Când încă ești vii sau când tu ești mort? Când încă ești vii. Haideți? Căci. În locuința morților în care mergi. Da. Nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Biserica, amin? După moartea. Dacă omul negru este mort, să știi că nu mai există nici scripțuală, nici înțelepciune, nici știința, nimic. Este mort. De ce este important? Pentru că la ultima batalie pe care noi am discutat ieri, frate mei, vreau să spun de fapt, Satana va folosi două elemente foarte importante. Una, se rupe cum se calcă legea lui Dumnezeu. A doilea este nemurirea sufletului. Și Satana știe foarte bine de aceasta două elemente. Minune pe care el va face la ultimele zile, acum unde noi mergem, va fi cei morți vei începe să umblă, să începe să vorbească lucrurile care sunt împotriva ce este scris în Biblie, ca să amageste locuitor pământului. Dar dacă tu știi ce este scris aici, trebuie să știi înapoi a mea cine? Satana. Cei
știe nimic. Vorbiți cu mamele vostru acum, când voi sunteți încă în viață. Amin, frate mei. Dați la ei bucate de flori, acum. Mergeți să facem mâncare pentru ei. Umblați împreună cu ei, îmbrățișați pe ei. Când ei, când voi sunteți încă în viață, când ei sunt mort, gata. Degeaba să vină cu sicriul care are frigidee, dar se onorează pe mama a murit de foame. Că din timp de viață nu ai venit cu niciun pâine, dar după moarte vrei să faci pomă. Cei care au murit nu știe. Știi ce mai bine să spun așa? În ziua de pomană, știi cine mănâncă? Mort sau vii? Spuneți-mi. Știi ce? Data voi vreți să faceți pomană pentru omul negru. Faceți acum. Eu sunt în viață. Eu să mănânc acum. După moarte, să nu faceți nicio pomană. Acum când eu vreau să mănânc sarmale, eu. Nu ca el să mănâncă sarmale pentru mine. Nu! Dumnezeu vrea ca noi astăzi să știm cei morți nu știe nimic. Amin, fratele? Și chiar cei morți nu pot să merge în cer. Știi de ce? Psalmul 115. Psalm 115. Versetul 17. Cei morți nu pot să merge în cer. Chiar dacă era bun. Ce spune Biblia? Nu morții laudă pe Domnul. Hey. Și nici vreunul dintre cei care se pogoară în locul tăcerii. Biserica, amin? Nu mulți laudă pe Dumnezeu. Atunci cine laudă pe Dumnezeu? Psalm 146. Psalm 146, versetul 2. Ce spune David în această timp? Urmăriți-mă cu mare atenție. Aha. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Yes. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Biserica, amin? Când trebuie să laudăm pe Dumnezeu, frate mei? Când? Când noi suntem în viață. Biserica, amin? După moartea putem să laudăm pe Dumnezeu de azi sau nu? Răspundeți-vă. Atunci nu putem să fim în cer. Pentru că în cer este locul de laudă. Amin? Biserica, amin? Amin? Pentru că acum, dacă noi suntem în viață, atunci noi putem să laudăm pe Dumnezeu. Dar după moartea, nu! Versetul 4. Ce spune Biblia? Versetul 4. A? Suflarea lor trece. Suflarea lor! Suflarea de viață trece și? Se întorc în pământ. Se întorc în pământ și? Și în aceea zile. În aceeași ziua. Pierde ce, frate mei? Mi-ar plăcea ca predica asta să fie pus și la mormântarea cuiva. Același predică. Unii spuneau, mama care este foarte credincioasă, după ce eu v-am murit, mama mea vei ruga pentru mine. Fals! Când tu vei fi mort, nu contează cât de credincioasă poți să fii mama. Mama poate să se roage cât de vrea. Dar nu poți să face nimic. Știi de ce? Pentru că nu mai pot să schimba pe tine. Tu ești mort. Iar plăcea. Ca ziua de astăzi, Dumnezeu să ne ajute, să știi. Există mai mulți părinți, copii care nu onorează pe părinți acum când ei sunt în viață. Dar la ziua de moarte a ei vine cu limozin. Cu buchet de flori, vai. Nici nu mai știi care este culoarea de mașină. Întrebarea este, unde a fost florile aceasta când mama era în viață? Sau tata era în viață? Dumnezeu spune, acum ce mâna ta găsesc să te face? Face cu toate ce, frate mei? Puterea ta, cu toate inima ta. De ce? Pentru că în locuința mulților nu există nici chipzioară, nici înțelepciune. Când tu ești mort, nu mai poți să faci nimic. Frate mei, vreau noi să înțelegem această adevărul Biblii, că noi trebuie să trăim pentru el. Isaia 38. Isaia capitolul 38, versetul 18 și versetul 19. Era un om. Frații mei, vreau încă o dată să pune aceasta, să accentuez de această puncte, că când cineva a murit, nu pot să fi transportat în cerul mort. Nu ați înțeles. Nu ați înțeles. Când omul negru a murit astăzi, nu pot să fii transportat în cerul mort. Iarăși, nu ați înțeles. Ascultați-mă, frate.
anul 91. Eu era cel mai apropiat copil de mamă. Înainte ea se mor, a zis, Godfrey, roagă-te pentru mine. M-am rugat pentru ea. Asta a fost ultimele cuvinte pe care a vorbit în viață. Eu am pus pe ea în groapă în anul 1991. Și când am pus pe ea în groapă, înainte am cumpărat mâncare, am cumpărat, cum se zice, am cumpărat lucrurile pe care ea a vrut. După moarte, n-am cumpărat nimic. Când noi am mâncat acasă, nu am lăsat nimic, nici o bucățică de mâncare pentru mamă. De ce? Pentru că ea nu mai are gură. Chiar dacă gura este acolo, nu mai pot să deschid. De ce? Pentru că este mort. Biserica, amin? Amin. Dacă mama lui Godfrey încă este mort, înseamnă dacă mama al tău a murit, înseamnă și ea este mort. Nu știu dacă are logica aceasta. Are logica. Nu numai mama lui Godfrey rămâne aici și al tău merge undeva. Nu. Unde mama lui Godfrey este și al tău, dacă a murit, și ea este tot așa la pământ. Biserica, amin? Amin. Ok. Haideți mai departe. Dacă lucrurile acestea sunt foarte clar. Isaia. Isaia 38 este un om cu numele Ezechie. Ezechia. Un om aceasta, Dumnezeu a zis, pune casa ta la ridicat. Pentru că acum nu voi ridica din pat unde ești tu. Și a zis, Doamne, ajută-mă. Și ce se întâmpla? A fost dat câte timp? 15 ani. Frate, hai să punem logica la punct. Pentru că dacă noi crede că cineva a murit, pleacă în cerul direct. Întrebarea este, Ezechia nu a vrut să plece în cerul? Nu ați înțeles. N-a vrut să plece în cerul. Atunci de ce nu a vrut să moară? Pentru că dacă putea să plece în cer, putea să spun, Doamne, acum, la ce oră, la ce oră, acum eu trebuie să plec, pentru că acum este cel mai bun, pentru că acum eu va fi în cerul, vom vedea ingeri, umblă pe strazele de aur, eu va manică și niciodată nu va veni, va vedea toată mizeria aici pe pământ. A trebuit să spune, haleluia, Doamne, dar nu, a plâns. Știi de ce a plâns? Pentru că a știut că moartea nu este poarta spre cer. Amin, frate mei. Amin? Nu știu dacă m-ați înțeles aici la lucrurile. Atunci, cum a zis când a primit 15 ani? Hai să citim, da? Căci nu locuința morților te laudă. Hai! Nu moartea te preamărește. Da? Și cei ce s-au pogorât în groapă, da? Nu mai nădăjdește pe nicioșia ta. Mulțumesc! Și cel viu. Cel viu? Da, cel viu te laudă. Ca mine astăzi. Biserica, amin? Cine laudă pentru Dumnezeu, frate mei? Cine? Cel? Cel viu? El spune, haleluia, Doamne, m-ai lăsat în viață, pentru că cei vii pot să te laudă. Dar cei morți nu pot. Frate, nu știu dacă este clar. E clar aceasta lucru? Mulțumesc. Dacă aceasta este clar, hai să sărim să mergem în Noul Testament, Fapte Apostol, capitolul 2, versetul 29. Să nu uitați, a venit ceasul judecata lui. Amin? Închinați-vă celor care a făcut cerul, pământul și mare. Și toate ce este în el. Și izvorile apă. Ce spune Biblie? Aha. Cât despre patriarhul David. Ai. Să-mi fie găduit, fraților. Cine este patriarhul David? A fost prietenul lui Dumnezeu, da sau nu, frate? Da. A făcut lucrurile bune, da sau nu? Da. A murit și? Să vă spun fără sfială. Ca? Că a murit. Da. Și a fost îngropat. Aha. Și mormântul lui este în jocul nostru. Până în ziua de azi. Unde este mormântul lui David? Astăzi, frate mei. Unde? Aici. Când? Astăzi. Versetul 34. Haideți. Hai să vedem dacă David a plecat în cerul. Haideți. A. Căci David nu s-a suit în cerul. Stop! David a plecat în cerul. Da, sau nu spuneți mie, frate? Alo? Nu. Biblia spune nu. Și atunci eu pun întrebare. De ce oamenii care moară în Ineu plece în cerul mai repede? Ai nu ați înțeles. Ați înțeles aceasta? De ce oamenii meu grabește să merge în cer când David încă este aici?
meu sunt foarte mai sfânt decât David, ori noi care predicam, predicam minciuni. Două posibilități. Ori oamenii din Ineu sunt foarte sfânt, mai sfânt decât David, ori noi care predicam, predicam ce e? Minciună. Pentru că Biblia, uitați fratele, nu am citit nicăieri în Biblia, dacă ați vrea să puteți să mă corectez. Nu am citit nicăieri în Biblia, unde este scris, după moartea persoana plece în cerul direct. Nu am citit nicăieri, niciun verset. Iarăși trebuie să terminăm cu această adevărat. Să vedem ce să facem cu această adevărat. În Biblia nu există singura verset care vorbește despre nemurirea sufletului. Nu există. Repet, nu ați înțeles. În Biblia, de la Geneza până la Apocalipsa, nu există cuvintele nemurirea sufletului. Cu alte cuvinte, această nemurirea sufletului a fost introdus, dar nu de la Dumnezeu, dar din tradiție. Biblia spune, cei care sunt mort nu știe nimic. Amin? Nu știu nimic. Amin? Dacă ei nu știu nimic, nici David nu a plecat din cerul. David este unde, frate? Unde este David? Aici pe pământ. Împreună cu noi. Numai că David, acum eu sunt mai bun decât David. Știi de ce? Pentru că acum ei ca pot să predică la Ineu și David nu mai pot. V-ați înțeles, frate? V-ați înțeles? Dar ascultați cu mare atenția, frate. Dacă așa este, atunci întrebarea este, de ce noi trebuie să predicăm? Cum va fi? Să nu uitați, noi am tras lucrurile aceasta de la această întrebare. Ce se întâmplă când cineva a murit? Cum vom fi rezolvat problema de moarte? Și Dumnezeu spune așa, Ioan. Știți ce? Îmi place. Ioan, capitolul 5, versetul 28 și 29. Ce spune Biblia? De ce atunci noi trebuie să predicăm Evanghelia acum? De ce? Hai să citim împreună. Aha. Ioan, capitolul 5, 28-29. Să nu dormiți, să nu dormiți. De lucrul acesta. Stop, să nu dormiți. Știi ce? Când vorbesc cu oameni, când vede ochii, au devenit mai mici, atunci rămân să predice singuri și oamenii se spune, frate, aici este cheie, tu se încuie biserica, noi am terminat, am plecat. Ok, uitați față de ce este scris. Da? Aha, hai să citim. Nu vă mirați de lucrul acesta. Da? Pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Stop! Câte din morminte? Câte, frate mei? Toți. Biserica Amii, toți din morminte vă aude glasul lui. Eu îmi place aceasta pentru că sunt cuvintele de un bărbat. Amii? Toți din morminte vă aude glasul lui. Și? Și vor ieși afară. Și vor ieși afară. Haideți mai departe. Și? Cei ce au făcut binele pentru? Vor învia pentru viață. Ei. Și? Iar cei ce au făcut răul pentru? Vor învia pentru judecată. Biserica Amii? La naștere, noi suntem, toți suntem născuți fără haine. La fel. La fel, nu este născut cu costum. Suntem născuți la fel, toți. Și la moartea, toți la fel. Chiar dacă ai costum, dar la pământ va merge. M-ați înțeles, frate mei? Chiar dacă ai costum, dar costumul acesta, după câteva luni, va deveni tot pământ. Cu alte cuvinte, la naștere suntem la fel și la moarte suntem cum, frați mei? La fel. Dar la înviere suntem diferiți. Amin? Și Biblia spune la înviere. Alți vom via pentru viața veșnică, alți pentru ce, frați mei? Și eu departe. De ce omul negru chinuie pe vorbă? Rugăciunea mea este aceasta. Ineu trebuie să fim mântuiți. Amin, frate. Și timpul de alegerea noastră este când, frate mei, acum. Mă gândesc să spun așa. Unii nu are chef de Dumnezeu acum. Fără să știi că într-o zi poți să treziți mort. Nu știu cum pot să spun aceasta în limba română. O, nu mai poți să trezești decât tu ești mort. Eh? Ok. Oamenii vor vedea pe tine deja cum, frate mei, mor. Tu ai intrat la pat când tu erai viu, dimineața. Oamenii vor începe să caute asta. De ce, frate, cu tare nu a trezit de
mai este. Exista, am fost în Botswana, Botswana am fost în locul. Un prieten al meu a murit. Și el stătea împreună cu alte prieteni. Care este? Ei a fost un tiner care stătea împreună cu el. Și după aceea a văzut că celălalt lucrurile nu mai merge bine. Și a fugit la mine și a zis, frate, da? Haideți, te rog, urcă în mașină, haideți, nu știu ce se întâmplă cu fratele meu. Și a mers acolo și a uitat. Era mult amintat, deja începea să... Și am spus, da, da, nu mai este. Frate nu știa că dimineața celălalt frate nu va mai fi în viață. Știa? Nu știa. Mai bine să spun așa, fratele. Am descoperit în viață și în Biblia este scris. Cei înțelept mor. Cei neînțelept mor. Cei bogat mor. Și cei săraci mor. Atunci întrebarea este, care este cea mai mare înțelepciune? Și Biblia spune, frica de Domnul este începutul ce, frate mei, înțelepciune. De aceea asta se o spune la ei, din nou, vă rog, să nu fii, cum se zice, eu nu găsesc cuvintele potrivit. Să nu fii prea mândru ca să fii mântuit. Amin? Nu știu dacă am folosit. Eu folosesc de orice cuvinte pe care eu caut în limba română. Să nu fii prea mândru ca să nu fii mântuit. Să nu lasă poziția ta să oprește pe tine să nu fii mântuit. Pentru că tu nu știi ziua ta de moarte. Să nu lasă funcția ta, să nu lasă banii în buzunar să oprește pe tine să nu fii mântuit. Să nu lasă pe copiii tăi să oprește pe tine să fii mântuit. Să nu lasă pe părinți. Știi ce? Mare problemă cu român. Mai bine să spun. Românii sunt foarte înțelepți în orice altă locuri. În afară de unul. Va spune că românul face casă frumos. Drept! Am fost în Anglia și am comparat casa în Anglia și casa în România și am spus, haleluia, sunt din România. Pentru că ei face ca perețele drept. Când face solar, face solar drept, ca și cum tu vei lasa casa al tău și să merge să stai în solar. Drept! Pune plantele, una după aceea. Dacă sta aici, știi ce? Este cineva care a făcut gard. Și când am vrut, era patrin România. Și am uitat la gard așa. Când uită la prima stilp, nu mai pot să vede celălaltă. Cum se zice, 10 stilp acolo. Nu mai pot să vede. Numai un drept. Ceva interesant este aceasta. Român face lucrurile frumos. Foarte înțelept la toate alte lucruri. Dar la singura loc există problema cu românul. Și problema aceasta este la religie. Înainte ei să alege, să ascultă pe Dumnezeu, ei începe să întrebe pe soția, soția, ce să facă acum? Dar când ei merge, să bea, alo, să bea, să beau, nu știu să bea, când ei merge să bea, nu întrebe pe soția dacă trebuie să bea. Când ei vor să aibă aman, nu întrebe pe soția. Bă, nu mărmi, să bea, oameni, ceva noastră. Și tu, încă tu vei rămâne acasă, dar eu merg numai această weekend și după aceea vin înapoi. Ei nu întrebe pe soția. Dar cu privirea la religia, ei începe să spune, știți, soția, am auzit adevărul acest chestia. De ce? Satana știe foarte bine. Păcătuiește cum vrei, dar nu trebuie să fii mântuit când tu vrei. De ce? Pentru că Satana știe aici este păcatele. La păcatele dur de fără anunț, dar la mântuire. Dacă tu întrebi pe celălaltă, celălaltă unde Satana este șezut, știi ce spune Satana la celălaltă? Să nu mergi acolo. Uite cum e, să putea rămâne și putea să nu fii pocăită. Și atunci Satana știe, a încurcat pe aceasta și a încurcat și pe tine. Frate, cine a înțeles pe mine? Alo? Mai bine să spun așa, frate. Merita noi astăzi să fim deștepți. Amin? Amin.
se căuta pe Dumnezeu. Este lucrurile personale. Cu soția, fără soția, cu părinți, fără părinți, cu copii, fără copii, cu funcția la biserică, fără funcția la biserică, orice timp când tu aude glasul, ce spune Dumnezeu? Când voi aude glasul meu să nu împietrice inima. Dumnezeu spune adevărul ca să luăm pe tine să fii mântuit în parația lui. Biserică, amin? El caută pe tine. Ia-te-o așa. Ca Dumnezeu se numără pe cineva. Aici se spune, persoana aceasta acum este mântuit. Pentru că a ales. Nu pot să uită când am fost în zona care se numește Rodovan. Și când am vorbit acolo, era o femeie. Femeia care a fost acolo, care a avut problema cu cafea. Și într-o zi, a luptat, a luptat, s-a rugat, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, până a învins problema de cafea. Și după aceea, a sunat la copii și a zis, copilași, uitați, acum, mă pocăiesc, acum, de la acum încolo, eu vă ține sabat. Și copiii a zis, mama, ai luat o oră. Ceva nu mai este corect cu tine. De ce, copilași? Pentru că acum, adică tu poți să lasă lucrul aceasta. Mesaj pe care mama a spus a fost aceasta. Nu vreau să transmit același mesaj pe care ea a spus. A zis, copilași, nu ați auzit ce eu am auzit. Dacă era și voi acolo, putea și voi să alegeți același lucru. Dar eu cu voi sau fără voi, mă duc. Știi ce a zis copiii la sfârșit? Mama, mergeți copiii. În sfârșitul de toate, copiii a venit după ce mama s-a hotărât. Amin, frații mei. Vreau noi să înțelegem. Ai știut că la anumit timp Dumnezeu așteaptă pe tine să hotărăști și după aceea copiii tăi să hotărăști în rândul lor. Amin? Amin. Rugăciunea mea este aceasta. Inel, toxic, șimat, trebuie să fim mântuit. Amin, frații mei. Întâlnirea noastră trebuie să ajute pe noi să alegem pe Hristos, pentru că numai prin El noi putem să fim mântuit. Biserica, amin? Hai să citim împreună în cartea lui. Biblia spune aici, în cartea lui Ioan, capitol 5, 28-29. Biblia spune, va veni alți oameni care vor învia pentru cerul, alți care vor învia pentru pediapsă sau judecat. Și Dumnezeu spune așa. Ce să facem acum? În cartea lui Ioan. Ioan, capitol 11, versetul 23. Nu. Capitolul 6, versetul 40. Începe cu asta. Și după aceea aceasta. Ce spune Biblia? Ioan, capitolul 6, 40. Hai să citim împreună. Aha. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Biserica, amin? Știi ce înseamnă aceasta? După ce tu ai murit, vine ziua vie. Amin? Mai bine să spun așa, frate. Ce spune Ioan, capitolul 14, versetul 1 la 3? Să nu vi se tumure inima. Aveți credința în Dumnezeu, aveți credința în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locași. Dacă nu ar fi așa, va fi spus. Acum mă duc să mă pregătesc un loc. După aceea mă voi întoarce să luăm pe voi cu mine capul unde eu sunt și voi să fiți cum, frate mei. Ce spune Dumnezeu? Mă duc și după aceea El spune, mă voi... Dar dacă oricine care moară plece la cerul, de ce Hristos trebuie să întoarce? Nu știu dacă ați înțeles această logică. Este clar? El întoarce să lua pe noi. Și Biblia spune că El va veni înapoi, El va lua cei care au făcut bine pentru viața veșnică, cei care au făcut rău pentru judecată. De aceea, frați mei, eu spune în această timp, frați mei, am rămas numai o singură zi și după aceea am plecat. Omul negru nu va fi lui pe voi încă o dată. Dar ce este important acum este, hai să ascultăm ce spune Dumnezeu. Amin? Amin. Capitolul 11, versetul 23. Ce spune Biblia? Aici, în ziua de apoi, vom via pe omul acesta. Da? Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Fratele tău va învia, Marta! Fratele tău va învia. Și ce a zis Marta? Știu. Știm? Că va învia la înviere, ziua de apoi. Biserica, amin? Același cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos a spus, același cuvinte pe care Marta a spus. A spus, eu știu, El va învia când? În ziua de? Apoi. Nu știu dacă ați înțeles, frații mei, că la moartea nimeni nu plece în cer. Biserica, amin? La moartea nimeni nu plece în cer. Suflarea lui se întoarce. Și El se întoarce înapoi la pământ. În ziua aceea pierde toate planurile.
Dar există vestea bună. Există ziua vie. Ziua vie. Ce va fi? Băieți, pot să venim încă o dată? Încă aveți ochii deschiși, da? Ok, fine. Haideți, haideți împreună. Și tu, fratele meu, haideți. Mai bine, mai bine să luăm aceasta, băieți. Ascultați-mă, frate mei. Mi-ar plăcea ca noi toți să fim mântuiți în împărăția Lui. Amin? Amin. Ce spune Biblia în cartea lui Daniel, capitolul 12, versetul 2? Daniel, capitolul 12, versetul 2, ce spune Biblia? Vine ziua în vie. Hai să citim împreună. Aha. Ziua în vie. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Da. Unii pentru viață veșnică. Și alți? Și alții pentru o cară și rușine veșnică. Biserica, amin? Și când El va veni Hristos, alo? Când El va veni, întrebarea este, oare nu există reper secret? Rapire secret? Ce spune Dumnezeu? Uitați Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Ce spune Biblia? Aha. Apocalipsa 1, versetul 7. Pe nori. Iată că El vine pe nori. Și? Orice ochi îl va vedea. Și? Și cei ce l-au străpuns. Și? Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Biserica, amin? Ai, ai, ai. Biblia spune, orice ochi vor, cum știați mei? Vor vedea. Când El va veni. Eu abia așteaptă să-i vede pe Hristos când El va veni. Este cea mai mare bucurie. De aceea eu, frate mei, două săptămâni am stat împreună cu voi, pentru că eu știu, există vestea bună. Va veni Hristos. Amin. Și când va veni Hristos, va fi oprit orice altă lucrare. Rămâne singura programă. Dacă tu ești pregătit pentru a doua venire Domnului Iisus Hristos, sau nu ești pregătit. Și Biblia spune, când El va veni, în cartea lui Isaia, Isaia, capitolul 25, versetul 9. Când El va veni, cum va fi lucrurile? Uitați ce este scris. Isaia 25, versetul 9. Și după aceea vreau să merg la frații mei care sunt de aici. Eu știu, când ei sunt în picioare, nimeni nu poate să doară. Ok. Uitați ce este scris. Hai să citim împreună. Isaia 25, versetul 9. Aha. În ziua aceea vor zice. În ziua aceea vor zice. Iată. Iată. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul nostru. În care avem încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Aceasta este Domnul în care noi încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Frații mei, nu este vestea bună aceasta, alo? Nu este vestea bună. Dar eu, mai bine să pună această întrebare ciudată. Voi nu vreți sentiment cu Domnul Iisus Hristos? Dar voi știți că cine calcă poruncile lui Dumnezeu nu va intra acolo. Știți sau nu știți? Sau să citesc încă o dată Biblia. Dacă sunt foarte clar, atunci de ce noi putem să alegem să fim pierdut? Uitați, frate, știți ce? Am ales să vorbesc cu voi așa de clar, ca nimeni să nu spune nu am știut. Tineri, după ce noi am terminat, prende ca ei merge la pornografia și începe să vede încă o dată internet. Azi merge la face bub, să începe să vede pe ei fără haine, începe să arată la toată lumea cum ești. Unii merge la aceasta filme de sex sau de violență și acolo pierde timp. Și se pune întrebarea, tineri, voi nu vreți să intră în cer? Ba da, noi vrem. Voi nu știți că oamenii care fac aceasta nu intră. Noi știm. Dar de ce faceți? Dar noi vrem să intră în cer. Dar cum pot să fac aceasta două lucruri? Nu știm. Nu știu dacă v-ați înțeles, frate mei. Oamenii face lucrurile pe care ei știe, lucrurile aceasta oprește pe ei să nu intre în împărăția cerului. Dar tot faci. Dar dacă vă întrebe pe ei, vreți să intre în împărăția cerului? Da, noi, frate! Și Dumnezeu pune întrebarea, până când? Voi stopa ta? Dăm în două ce? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după ei. Opriți-vă să nu mai păcălim pe Dumnezeu și pe voi înșivă. Mergeți după Dumnezeu. Dacă tu ai ales, știi ce? Am spus la mai mult tineri și am zis, uitați, dacă tu vrei să fii creștin, atunci să fii creștin. Nu să fii creștin copt pe jumătate. Nu! Ori 100% creștin, ori să fii creștin.
tine zero. Ci se fie amisat la 100%. Merge să pune toate tatuaje, se merge să se stă acolo, să intre, să fii sataniști. Se piaci, se fumează, să intre în toate, se moară de sită. Decât să fii un creștin care tot va fi pierdut. Nu știu dacă v-ați înțeles, frate mei. Rugăciunea mea este aceasta. Poporul lui Dumnezeu să fie mântuit. Amin, frate mei. Eu cred în această lucru. Că dacă eu vreau să fii mântuit, de aceea când am vorbit, cred, ați văzut, nu am ocolit. Nu am vrut să ocolește. Știi de ce? Nu pentru că nu am avut respect. Nu am avut respect în fața de voi. Nu. Am respect în fața de voi, dar am mai mare respect în fața de Dumnezeu. Amin? Și am datorie. Și datoria aceasta spune adevărul. De ce? Ca noi să alegem cum pot să alegem ce este bine. Frații mei, o întrebare. Sincer. Câte poruncele pe care Dumnezeu a dat? În Exodul capitolul 20. Câte? 10. Ce a zis Dumnezeu? Dacă calcă una, e calcat chit. Este clar de asta sau nu? Spuneți mie, frate. Clar. Dacă calcă prim, nu intră în cer. A doilea, cu chip ce-o plâns. Nu intră în cer. A treia, el a jucat cu Dumnezeu. Nu intră în cer. A patra, la sabatul, nu intră în cer. A cincia, nu respectă pe părinți, nu intră în cer. Lucrurile lui Dumnezeu sunt așa de clar, așa de clar. Ce scuze pe care noi putem să dea la Dumnezeu, frate? Ce scuze, ce scuze? Și Biblia spune că El va veni. Unii vor bucura să spune, hai să ne bucurăm, El a venit acum, mântuirea noastră a venit. Haideți în cerul, haideți acasă. Să știți, frate, mai bine să spune așa. Ai știut, frate mei, când va veni Domnul Iisus Hristos, toate lucrurile s-au terminat. Toate. Predicatorul nu mai predică. Omul cu avion, pilot, nu mai pot să mergeți, nu mai pot să zbor. Studenți, elevi, s-au oprit. Magistrat, s-au oprit. Poliția, s-au oprit. Orice funcție. Și oamenii care au bani, s-au oprit. Și banii v-a devenit nimic. Gunoi. Și întrebarea este aceasta. Atunci, ce va fi important, frate? Ce va fi important? Mântuirea? Doar mântuirea. Și Dumnezeu ne cere acum să spună, copilași, haideți acasă, haideți acasă. Pământul aceasta este împlutul cu mizeria și păcatele. Dumnezeu este scârba de pământul aceasta. Dar dorită păcatele care au ajuns în aceasta, care sunt găsite acum și în biserică. Dumnezeu spune, copilași, haideți acasă. Am pregătit acasă pentru voi. Și pare să zice, cetățenia noastră este unde, frații mei? Este în cerul. Unde noi așteptam Hristos să fie. Când El va veni, atunci El va schimba pe noi. Uitați, frații mei, hai să stăm aici. Aici. Hai să spunem, frații mei, în viață să alege capitolul 4. Uitați, frații mei, hai să spunem aceasta. Asta este, când Hristos va veni, va fi patru categorii de oameni care vor fi găsit. Când Hristos va veni. Cei vii în Hristos, cei vii fără Hristos, cei morți în Hristos, cei morți fără Hristos. Nu știu dacă ați înțeles această secțiune. Haideți împreună. Asta este cei vii în Hristos. Și aceasta cei vii fără Hristos. Și celălalt, cei vii, cei morți în Hristos. Ok. Voi români vreau să-i curgă pe mine. Ascultați cu mare atenție. Aici sunt cei vii în Hristos. Aici este cei vii, acei morți. În Hristos. Acum
acum voi sunteți corect. Ok. Cei vii în Hristos și cei morți în Hristos. Cei vii fără Hristos și cei morți fără Hristos. Întrebare. Iată să mergem capitolul 4, versetul 16. Ce spune Biblia? Urmăriți-mă cu mare atenție, frate, în această timp și linia noi să închidem. Uitați ce este scris. Da? Căci însuși Domnul. Căci însuși Domnul. Îmi place aceasta. Da? Cu un strigăt. Cu un strigăt. Cu glasul unui arhanghel. Cu glasul unui arhanghel. Și cu trâmbița lui Dumnezeu. Cu trâmbița lui Dumnezeu. Stop! Asta este cea mai zgomotos verset în Biblie. Cu însuși Domnul. Cu un strigăt. Cu glasul unui arhanghel. Și cu trumița lui Dumnezeu, bo-bo-bi-bo, el cobor din cer, biserica, amin? Întrebarea este ceva secret cu privire la lucrurile acestea, da sau nu? Nu! Cum poți să fii secret cu trumița? Nu știu dacă m-ați înțeles, este clar, frate mei? Nu poți să exista secret cu trumița. Biblia spune. Și? Se va cobor din cer. Și în tine vor învia cei morți în Hristos. Biserica, amin? În tine vor învia cei morți în Hristos. A fost mort, dar a murit în Hristos. Ascultă-mă, frate, nimeni nu poate să fie mort în Hristos dacă nu a fost vii în Hristos. Biserica, amin? De aceea eu spun, frate, să nu așteptat atât până ziua aceea. Nu. Astăzi este ziua noastră. Uitați, frate, acum în timp vom fi cei morți în Hristos. Haideți și? Apoi. Apoi. Noi cei vii. Noi cei vii. Care vom fi rămas. Care vom fi rămas. Vom fi răbiți toți. Vom fi luat toți. Împreună cu ei. Împreună cu el. În nori. Ca să întâmpinăm pe Domnul. Pe Domnul din față. Biserica, amin. Cu altă cuvinte, aceasta două grupă sunt luat. Hristos spune, haideți acasă, haideți acasă. Amin, frații mei. Ei vor birui forța gravitației și se întâmplă pe Domnul Iisus Hristos în față. Și atunci ei vor fi împreună cu Hristos. Haideți aici. Ascultați-mă, frații. Ce veste bună. Amin? Ce veste bună. Această două categorie de oameni, cei morți în Hristos și cei vii în Hristos, vor fi adunat împreună în tabla pe Domnul Iisus Hristos în față. Ziua cea mare, când va veni Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu morți fără Hristos și vii fără Hristos? Apocalipsa 20, versetul 5. Ascultați-mă, frații mei. Biblia este foarte clară. Am spus, Biblia arată o singură linie de gândire. Amin? Fiecare suflet are o singură linie de gândire. Nu există două. Ce spune Biblia? Aha. Ceilalți morți. Ceilalți morți. Fără Hristos. N-au înviat. N-au înviat. Până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Rămân morți. Până să fie împlinit câte ani, frate, câte ani? 1000 de ani. Stați puțin. 1000 de ani morți fără Hristos. Rămâne cum, frate mei? Morți. Până se va trece această 1000 de ani, urmăriți-mă acum la atenție. Ce se întâmplă cu vii fără Hristos? În cartea lui 2 Tesalonice, capitolul 2, versetul 8. 2 Tesalonice, capitolul 2, versetul 8. Ce va fi cu aceasta care sunt vii fără Hristos? Haideți, aha. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, da, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea purii lui, da, și îl va prăpăti cu arătarea venirii sale. Cu alta cuvinte, el care este vii fără Hristos, Biblia spune în Apocalipsa capitolul 6, ei vor fugi la munți, Apocalipsa 6, 15 până la 17. Ce vor face aceasta om? El va muri de spaimă sau spaimă. Și de aceasta, cum se rază revenirea Domnului Iisus Hristos, slava Lui, nu mai pot El să suporte lucrul acesta. De ce? Pentru că Biblia spune în cartea lui Evrei, capitolul 12, versetul 29, pentru că Dumnezeu este un foc cum? Mistuitor! El nu poate să sta să vede slava Lui Dumnezeu cu păcatele lui. Cine a înțeles pe mine, frate, până acum? Voi știți ce se întâmplă cu aceasta soldați în cartea lui Matei, capitolul 28?
care a fost acolo la mormântul lui Domnul Iisus Hristos. Când a venit aceasta, îngerul din cer, ce se întâmplă? El a fost ca niște oameni mort, soldați antrenat. Dar era mort. Dar era numai singurul înger. Și Matei 25, versetul 31 spune, Hristos va veni cu toți sfinți îngeri. Întrebarea este, cât de mare slavă va fi atunci? Atunci el nu pot să stai în picioare. Atunci aceasta ei rămân mort împreună. Timpul de o mie de hapă. Cine a înțeles pe mine, frații mei, în această timp? Ce spune Biblia? Cine este? Rămâne acolo. Ce spune Biblia? Ascultați cu mare atenție. Aha. Împărații pământului, da. Domnitorii, ce? Pitanii oștilor, cei da. Bogați, cei puternici, și toți robii și toți oamenii slobos, da. Spuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui care șade pe scaunul de domnie da. Și zemânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei sale. Și? Cine poate să stea în picioare? Din nou, cu altă ofrită aceasta va fi timp de, cum să zice, de mare, mare durere. Când oamenii vor fugi la munți, se începe să fuge pământ. Gândiți-vă despre capitan. Mergea la munți. Se spune cădeți peste noi. Frații, oare există vestea bună? Răspunsul este da. Tu să fii ori vii în Hristos, ori mort în Hristos. Amin, frații. De aceea chiar dacă omul negru va fi împușcat și pot să moară. Dar dacă el moare în Hristos, haleluia, amin? Pentru că va veni o zi, când el poate să fie înviat, să întâmple cu Domnul Iisus Hristos în față. Amin, frații. Atunci lucrurile sunt așa. Aici, frații mei, este concluzia ca noi să înțelegem lucrurile aceasta. Alta lucrurile noi vom termina mâine, că noi vom vorbi despre ce va fi după 1000 de ani. Dar vreau noi să înțelegem, frații mei, aici lucrurile pe care trebuie să înțelegem este, există acum lupta cu semnul fiar. Și lupta aceasta va fi până la a doua, la închiderea harului. Când harul va fi închis, următorul lucru ne va fi a doua venire a cui? A doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și când El va veni, atunci va fi două categorii de oameni. Două categorii. Care două categorii? Aceasta oamenii care sunt din Hristos și fara Hristos. Și două categorii aceasta sunt aceasta. Cei care sunt din Hristos sunt întâmpinați împreună cu Hristos și ei merge unde, fratele? Unde? În cer. Biblia spune, vor fi acolo câte timp, frații mei? 1000 de ani. Și aici va fi, fără Hristos, va fi cum, frații mei? Mort. Și va rămâne aici câte timp, frații mei? 1000 de ani. Cineva a întrebat pe mine, nu mai nu știu de data persoana aceasta, a întrebat ce va fi în această timp, pentru că putea să merge înapoi, istoria se arată. Cineva a început să minte și să spune 1000 de ani va fi făcut aici pe pământ și va fi. Vine persecuția, persecuția vine după ce creștin va fi luat în cerul. Atunci, cei care, cum să zice, va rămâne aici, Hristos, numai 3 ani și jumătate, va fi, cum să zice, timp de suferință și după aceea, vine Hristos să domine aici pe pământ 1000 de ani. Nu este găsit nicăieri în Biblie. Biblia spune, 1000 de ani, pământul va fi pustiu și gol. Și 1000 de ani, pământul aceasta va rămâne numai Satan împreună cu cerul. Cei sfinți vor fi unde, fratele? În cer. Și în Apocalipsa, capitolul 20, poți să citești aceasta, versetul 4 și versetul 5. E, voi trebuie să veniți încă o dată mâine, pentru că nu am terminat, da? Mâine, seara, să veniți. Pentru că nu am terminat cu voi, da? Mulțumim foarte mult. Eu cred că nu s-a supărat pe mine. Sunt prieteni mei. Amin? Uitați, frate, ce s-a scris. Ce spune Biblia? Apocalipsa 20, versetul 4. Aha. Și am văzut niște scaune în domnie. Da. Și celor ce au șezut pe ele, da. S-a dat judecată. Judecat. Și am văzut sufletele aha. Celor ce li se tăiase capul. Da. Pricina mărturiei lui Iisus și da. Pricina cuvântului Dumnezeu da. Și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei haideți.
și nu primiseră semnul pe frunte și pe mână. Ce se întâmplă cu ei? Ei au înviat. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos, Hristos 1000 de ani. Timpul de 1000 de ani. Biserica, amin? Unde va fi aceasta? Care sunt din Hristos? 1000 de ani. Unde? În cer. Frații, în seara aceasta vreau să cere lucruri pe care nu am cerut pe voi toate două săptămâni. Cineva dintre voi. Vreau să înalța rugăciune specială. Cineva poate să spune. Frate, am înțeles adevărul lui. Am înțeles despre poruncile lui Dumnezeu, am înțeles despre toate aceasta. Vreau și eu să bazez de toate poruncile lui Dumnezeu și vreau să fiu mântuit. Se bazez de toate poruncile, inclusiv sabatul. Nu știu cum, dar eu vreau ca Dumnezeu să mă ajute. Oare există cineva care este așa? Vreau să înalță rugăciune. Dacă există cineva, poți să înalță. Amin. Domnul cu dumneavoastră. Există cineva? Amin. Domnul cu dumneavoastră. Există cineva? Amin. Domnul cu dumneavoastră. Există cineva? Vreau să înalță rugăciune special pentru oamenii aceasta. Există cineva? Dacă există cineva care poate să spune, Doamne, ajută-mă, eu vreau să urmărești tot adevărul până la capăt. Există cineva? Domnul împreună cu tine. Amin. Cu dumneavoastră. Amin. Există cineva? Vreau să ne arăt rugăciune special pentru oamenii aceasta. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru care este în cer. Există mâinile care au fost ridicate. Care spune, Doamne, ajută-mă, eu vreau să urmărește tot adevărul. Te rog, Doamne, ajută pe copiii ai tăi să fii mântuit, salvat în împărăția ta. Eu știu lucrurile acestea nu sunt ușor. Dar tu, Doamne, tu ești gata să fii împreună cu copiii ai tăi. Vreau să cer, Doamne, unii chiar dacă nu au ridicat mâinile, în inimile lor ei sunt convinși de această adevăr. Dar vreau să cer, Doamne, ca tu să nu închide ușa de harul până și ei vor hotari să fie împreună cu tine. Vreau să cer, Doamne, pentru tineri noștri, ca tu să ajute pe ei să fie mântuiți în paratia ta. Am întâlnit împreună cu prietenii noștri astăzi, am vorbit adevărul tău fără ocolișe. Dar rugăciunea noastră este aceasta. Când încă avem timp de har, noi să alegem pe tine. Numele tău, Doamne, să fii slavit. Vreau să pun înaintea ta alți oameni care încă sunt în timpul de decizie. Ei încă luptă cu ei însuși. Ei caută să fie mântuit. Dar încă nu știi ce ei pot să face. Sau nu au curaj. Te rog, Doamne, ai milă și de ei. Amin. Și să nu lasă pe nimeni să fie pierdut în această loc. Amin. Dar tot să fie mântuit în împărăția ta. Amin. Până noi vom întâlnim încă o dată mâine. Numele tău să fie slavit. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat să-ți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim, frații mei. Hai să luăm loc. Vreau să pune această anunț. Frații mei, mâine dimineața la ora 11 până la ora 12, aici, în același loc, există lecția pe care nu am putut să pune în această săptămână, în această două săptămână, pe care încă vreau să pune și mâine dimineața. Dacă cineva va fi gata să vine, să venim împreună. Amin? Dacă cineva spune, eu vreau să începe să ține sabatul după Biblie, ușa de biserică este deschisă. Amin? Noi mâine vom întâlni împreună aici. Eu va fi aici de la ora 9, dar predica va fi de la ora 11 până la 12 și ceva. Și vreau să cere una dintre fratele meu dacă pot să reușit mâine să vine, pentru că și aceasta vreau să fie pus acolo. Vreau, frații mei, cei care nu au fost aici, dacă vreți să uitați încă o dată pe internet, mergeți, scrieți numai Godfrey email și vei începe să vedeți unele dintre predicile pe care noi am avut în această timp, una după celălalt. Dar vreau să cere ca Dumnezeu să ajute pe noi să umblăm împreună cu ea. Amin? Mâine ne întâlnim. Seara va fi ultima seară pe care vreau noi
să fim împreună. Și vreau să spun, Domnul să ne dea putere, pentru că am avut timp împreună. Dar să nu uită, cel mai important lucru este mântuirea noastră. Amin.